Numărul creditelor oferite de bănci a scăzut considerabil. Dacă în anii trecuți dorința românilor de a face achiziții și împrumuturi era crescută, acum situația este alta. Salariile mici și facturile mari dezamăgesc pe cei care visează la o casă. Nu ne permite salariile. Nu. De ce anume ați vrea să vă cumpărați dacă ați face un credit? Casă, în primul rând. Că nu avem a noastră. Faci credit cu ce trăiești, cu ce plătești curent, telefon. Că aș face, dar n-am posibilitate. Este salariul mic? Odată cu scăderea salariilor, băncile au modificat și condițiile de creditare. Persoanele care doresc să acceseze programul Prima Casă au nevoie în primul rând de un avans de 5% din prețul de achiziție al locuinței și totodată trebuie să dispună de o sumă egală cu contravaloarea primelor 3 rate, care constituie un depozit colateral pe durata împrumutului. Pentru cei care vor credite de nevoi personale, regulile sunt ceva mai simple. Acestea se pot acorda în funcție de nivelul veniturilor nete, de garanțiile constituite, de durata de creditare și de gradul de îndatorare, care poate ajunge și până la maximum 68% în unele situații. În primul rând am plătit o facultate și pentru băiatul meu, reparații la casă. Deși constanțenii se gândesc de două ori înainte de a face un credit, topul național realizat de presa financiară îi plasează în fruntea datornicilor din România.